Handbalistele de la Ujolidon și-au aflat ieri adversarele din grupa preliminară a Ligii Campionilor. În urma tragerii la sorți de la Viena, clujencele se vor lupta pentru calificare cu formația Viborg din Danemarca, Rostov Don din Rusia și cu echipa ce se va clasa pe primul loc în grupa B din primul tur al competiției. Ujolidon a avut ghinion ieri la tragerea la sorți pentru preliminariile Ligii Campionilor din Viena, capitala Austriei. Gruparea ardeleană a fost repartizată în grupa 1 alături de formațiile Viborg din Danemarca, Rostov Don din Rusia și de echipa care se va clasa pe prima poziție în grupa B din turul preliminar al Ligii Campionilor. Ujolidon a fost inclusă în prima urnă valorică, iar potrivit regulamentului va disputa primul meci din grupa 1 pe 17 septembrie împotriva echipei care va ocupa locul 1 în grupa B din primul tur al competiției. În celălalt meci, Rostov Don va juca cu Viborg, formația gazda turneului de calificare. Echipele ce vor trece de primul meci se vor întâlni pe 18 septembrie, iar câștigătoarea va obține singurul loc calificant în grupele preliminare.